Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre ultimele informații ce vin despre Casa Iubirii. Prima informație este că moderatoarea i-a anunțat că nu vor mai intra concurenți noi. Cu alte cuvinte, pe ăștia i avem, de film. Acum nu știu dacă i-a informat când s-a filmat săptămâna ce se difuzează acum la TV sau mai trece cel puțin o săptămână. Dar oricum, chiar dacă ar mai intra cineva, probabil ar mai fi maxim un concurent. Apoi, tot moderatoarea i-a anunțat că nu toți vor prinde marea finală. Mă rog, asta este ceva de genul ghișciu percăcei. Este logic că nu toți vor prinde marea finală. Probabil vor fi câte 3-4 fete și 3-4 băieți în marea finală. Sunt curios cum vor lupta concurentii după ce vor afla că data finală a fost stabilită și criteriile după care se va intra în finală. Cu ce arme vor lupta, pe cine vor trăda, ce aranjamente vor face. Oare să și vedem vreo căsătorie înainte de finală, așa cum am văzut în trecut? Nu cred, deoarece Sorin a spus clar că urmează să se mai cunoască și în afară, eu nu ți-am spus și el așa ceva, așa că singurul care ar fi destul de nebun să facă asta, nebun în ghilimele, bineînțeles, ar fi Emanuel. Dar el are principii, așa că nu poate face nici el așa ceva. A treia informație este că din momentul anunțului vor urma gale în care vor fi eliminați 1, 2 sau chiar 3 concurenți. Probabil că se va începe de la niciunul sau maxim unul săptămâna aceasta, apoi numărul va crește treptat până la 3 eliminări în ultima gală înainte de finală. Probabil doar că cine va fi eliminat? Bănuiesc că cei mai noi concurenți vor fi eliminat unul câte unul, că din cupluri nu cred că vor mai elimina, ar însemna să-și bată joc de scopul emisiunii, mai ales că se apropie finala. Mult a fost, puțin a mai rămas, doar ce după cum deja v-am spus, finala primului sezon va avea loc pe 15 ianuarie. Cam atât deocamdată, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!